Deși HPV-ul este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere sexuală din lume, știm atât de puține despre ea. România a ajuns pe primul loc în Europa la numărul de cazuri noi de cancer de col uterin, iar în prezent studiile arată că 5 femei mor zilnic din acest motiv. Ce putem face pentru a preveni, aflăm din materialul următor de la doamna doctor ginecolog Roxana Viașu. Mai mult de jumătate din populația lumii este deja infectată cu HPV. Unii sunt doar purtători ai bolii, în timp ce alții au virusul sub formă de papilomatoza pielii. Este una dintre cele mai frecvente infecții cu transmitere sexuală. Este foarte ușor de contactat prin contactul tegumentelor sau al mucoaselor, prin contact sexual. Marea majoritate infecțiilor cu HPV sunt tranzitorii. Aproximativ 90% dintre ele sunt neutralizate în mod natural de sistemul imunitar după 2 ani de la infectare. Uneori însă infecțiile persiste, iar aceste forme de infecții persistente și repetate cresc riscul apariției cancerului de col uterin. Toate persoanele active sexual vor face infecția în decursul vieții. Are anumiți factori de risc, precum parteneri sexuali multipli, stilul de viață, fumatul și, cel mai important, un sistem imunitar precar, duce la apariția acestui HPV și, bineînțeles, a leziunilor date de acestea. Există însă câteva soluții prin care putem preveni infectarea. Cea mai importantă este vaccinarea, urmat de eliminarea factorilor de risc, de o viață sexuală cu prudență, ar trebui să fie limitați, renunțarea la fumat. De la ce vârstă se recomandă vaccinul? După vârsta de 9 ani, ideal 12-13, când sistemul imunitar este cel mai puternic, până la 45 de ani. Până la vârsta de 18 ani și în România, vaccinarea este gratuită. Astfel, încurajez mamele să se documenteze mai mult și să fie receptive la sfatul medicului. Într-o primă fază, infecția cu HPV este asimptomatică. Deseori, nici după ce se transformă în cancer de col uterin, nu se manifestă de la început. Astfel, doar examenul Babeș Papa Nicolau, efectuat anual, poate depista virusul în organism. Sunt peste 150 de tulpini, dintre care 40 în sfera ginecologică. Sunt unele cu risc oncogen crescut, altele cu risc scăzut. Cele cu risc scăzut care aduc pacientul la medic sunt tulpinile 6 și 11, care generează condilomatoză, este supărătoare prin apariția acelor negi. Pe de altă parte, există semnele tardive care, mă rog, sângerările la contactul sexual, sângerările între menstruații. Acestea sunt semne tardive ale unui posibil cancer de col. În funcție de stadiul afecțiunii, există și metode de tratament. Tratamentul trebuie individualizat în funcție de numărul tulpinilor, ce fel de tulpini de HPV sunt, de vârsta pacientei, pentru că acest HPV poate genera leziuni precanceroase și atunci atitudinea terapeutică poate fi invazivă în funcție de agresivitate. Dacă ar fi să discutăm ca și tratament, poate imunomodulatoarele. Ai nevoie de un sistem imunitar puternic care să-ți elimine virusul din organism.